iar bărbaților apostolilor, Domnul Iisus Hristos le-a dăruit pacea ca și ei, dar încă să o dăruiască. Pacea cu orice preț, chiar cu prețul sângelui. Știa Domnul Iisus Hristos, trimițându-i la propovăduire, că ei, în mare majoritate apostolii, vor fi uciși, vor fi omorâți. Și totuși le-a cerut să dăruiască lumii pace. Și nu cum dă lumea pacea spre Domnul Hristos. Așa cum este pacea mea, pacea mea dau vouă, zice Domnul Iisus Hristos. Un bărbat adevărat, dragii mei, fie el conducător de țară, este bărbat cu adevărat dacă luptă pentru pace. Cel care aduce războiul nu este bărbat, este un laș pe care Dumnezeu va pedepsi amarnic. Pentru că nu i-a împlinit porunca, chiar dacă își face semnul Sfintei Cruci și participă la liturghia de pace. Un bărbat adevărat aduce pacea și nu războiul. Și noi trebuie să avem această conștiință. Și am avut dintotdeauna poporul român această conștiință să luptăm pentru pace cu prețul vieții noastre, fără să ne obțin pe alții, fără să ne trebuiască bunul nimănui. Noi ne-am mulțumit cu țărișarea noastră care s-a întregit oarecând și apoi din care s-a rupt de nemernici și de cei care nu doresc pacea lumii. În mai multe bucăți, rămânând cu ceea ce avem, ce avem acum. Cu țara noastră, pe care, de asemenea, trebuie să o păstrăm integră cu prețul vieții. Însă, trecând de acest subiect, care este la zi și nu-l putem evita, și nu putem rămâne nepăsători, bărbatul trebuie să aducă pacea în casă. Pentru că el trebuie să creeze în familia lui acea siguranță, acea stabilitate pe care doar pacea o poate oferi. Bărbatul este acela care în casa lui, în familia lui și dincolo de familia lui, în societate, lumea întreagă, trebuie să mențină pacea. El trebuie să aducă siguranța și stabilitatea, pe cum vă spuneam. El trebuie să aducă pacea în sufletele copiilor, în sufletele femeilor, a soțiilor lor. Bărbații trebuie să facă acest lucru. Și atunci se pot împleti fericit cu pacea, cu dreptatea pe care Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin învierea sa, i-a dăruit lumii întregi. Învierea lui Hristos, dragii mei, trebuia să aducă în lume pacea și nu războiul. Iisus Hristos s-a lăsat pe sine omorât, deși putea să aducă mii și milioane de îngeri și a fost provocat să aducă îngeri care să îi îmbrăștie pe dușmanii lui, să-i ucidă. Ori Iisus Hristos n-a acceptat acest lucru. S-a lăsat pe el, s-a lăsat ucis și s-a împlinit porunca din lege să nu ucizi, care este fără echivoc, dragii mei. Să știți dumneavoastră și dacă veți citi atent, inclusiv canoanele bisericii noastre, pentru cei care merg la război și ucid, chiar dacă au conștiința împăcată pentru că și-au apărat familia, credința și neamul. Sunt canonisiți de biserică. Ani de zile n-au voie să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului Hristos. Chiar dacă au luptat pentru pace, ia uitați, ca să vedeți, dacă ucizi, ești canonisit și n-ai voie să te împărtășești trupul și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, bărbatul trebuie să aducă pacea.
și știți cum o poate aduce. Dacă el însuși este în păcat cu el însuși. Dacă o are pacea în sufletul și în inima lui, poate să o dăruiască soției, femeii lui, copiilor, familiei, societății, lumii întregi. Cu aceste două gânduri, duhovnicești, mă bucur din nou, iarăși, iarăși, că suntem împreună. Niciodată n-am să ne locuiesc pe Mitropolitul Bartolomeu. Dar, precum Elisei, ucenicul prorocului Ilie, am primit cojocul lui. Și spuneam la Catedrala Metropolitană că acum am două cojoace, îl am și pe Preasfințitului Vasile. Și dacă le am, cât mă ajută Bunul Dumnezeu, vreau să vă doresc din căldura lor, aducându-vă pace și bucurie. L-am rememorat pe Mitropolitul Bartolomeu, care, cred eu, și sunteți cu siguranță la sentimentul meu, cred că avea un cuvânt de spus mai puternic decât au mai mari biserici astăzi, chiar în ceea ce privește războiul. Cred că el știa să ne spună cum trebuie să procedăm. Cu siguranță că una dintre soluții nu este alta decât rugăciune. Rugăciunea poate să aducă pacea în lume și, bineînțeles, prin consecință, bucuria sufletelor noastre. Sunt voci răutăcioase care spun că eu conduc Mănăstirea Nicula mai departe, chiar după ce am plecat la Cluj. Sunt răutăți acestea. Nu este adevărat. Dacă ar fi fost așa, eram mult mai exigent în anumite privințe. Însă, numele Părintele Stareț, pe cei care ați dăruit Paștele în acest an, vă invit la masa pe care o oferă oricea mănăstirii, la centru de studii. Să nu așteptați să fiți invitați, sunteți destul de mulți, vă rog să veniți la masă, am să stau din preună cu dumneavoastră, bucurându-mă de bucuria dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sărbători luminoase mai departe, să vă păzească pe dumneavoastră și pe cei dragi și să ne vedem cu pace și cu bucurie. Amin. Mările Tatălui, Fiului și Sfântului. Amin.